Gala sportului Tălormănean a fost momentul festiv în cadrul căruia cei mai buni sportivi ai județului în sezonul 2016 au fost premiați pe baza rezultatelor la competițiile la care au participat. La fel ca în ultimii doi ani, sportivul anului în Tălorman a fost desemnată Florina Chiar, care în acest sezon s-a evidențiat prin medaliile de aur obținute la campionatele mondiale de fotbal-tenis. Anul 2016 a fost un an foarte bun pentru mine. Mi-a mers din plin, atât în viața personală cât și în cariera sportivă. Am reușit să iau maxim. E o performanță deosebită pentru mine. După cum știți, am câștigat 5 medalii de aur la campionatul mondial de fotbal-tenis din Cipru. Legitimată la clubul Viitorul 003 Alexandria, Florina Chiar este antrenată de Ionuț Dina, cel care a pregătit-o încă de la începutul carierei sale în fotbal-tenis. În spatele rezultatelor bune sunt 10 de ore petrecute în sala de sport și antrenamente intense. Potrivit sportivei însă, pasiunea sa pentru fotbal-tenis face totul să pară mult mai ușor. Acest trofeu pentru mine a fost unul așteptat, în urma rezultatelor obținute pe parcursul anului la fotbal-tenis. Am muncit foarte mult, m-am antrenat din greu și rezultatele au venit. Deși anul acesta a obținut 5 medalii de aur la campionatul mondial de fotbal-tenis, visul Florinei, chiar pentru viitor, este să câștige și campionatul național.